Potrivit Direcției de Sănătate Publică Suceava, în județ, 50 de medici de familie și-au anunțat intenția de a vaccina în propriile cabinete. Aceștia au primit informații despre vaccinurile folosite, trebuie să facă programări și până vineri trebuie să trimită la DSP un necesar inițial de doze pe cele două categorii de ser, Johnson & Johnson și AstraZeneca. În acest moment, în județul Suceava, avem un număr de 50 de medici de familie care și-au exprimat intenția de a vaccina în cabinetele personale. Am făcut un grup pe WhatsApp în care am distribuit fiecăruia tot ce au nevoie informații despre vaccinul pe care îl pot folosi, AstraZeneca și Johnson & Johnson. De asemenea, am distribuit username-ul și parola pentru a putea intra în REMS și să poată înregistra vaccinurile. În acest moment, ei, medicii de familie vor trebui să facă contracte cu casa de asigurări. O parte dintre ei deja și-au făcut contracte cu casa de asigurări. Ceilalți așteptăm să-și facă contractele. Până vineri ne vor furniza un necesar inițial de vaccin pe cele două categorii. Noi, vinerea și lunea, mergem la Iași și aducem dozele necesare. Odată cu dozele de vaccin, distribuim și materialele sanitare pe care le pot folosi în cabinetele personale. Medicii de familie vor putea programa la vaccinare și pacienți de pe alte liste. De asemenea, ei vor fi cei care vor elibera dovada de vaccinare. Medicii sunt cei care fac programări, se pot înscrie atât pacienților, cât și pacienții ai altor medici de familie care nu și-au exprimat intenția de a vaccina în cabinete. Deci nu este obligatoriu să fii înregistrat la medicul respectiv. Poate atât dacă știi că un alt medic de familie face vaccinare, te poți înscrie la el pentru vaccinare. Nu e nevoie să schimbi medicul de familie în acest scop. Dovada vaccinării? Ei o vor scoate pentru că au la fel acces cum au avut și centrele de vaccinare la REMS, înregistrează exact la fel ca la un centru de vaccinare și vor scoate dovada de vaccinare exact la fel ca orice centru de vaccinare. Doctorul Manuela Matei este unul dintre medicii de familie suceveni care vor face imunizări împotriva COVID în cabinetul propriu. Ea crede că până la urmă toți colegii ei se vor implica în activitatea de vaccinare și spune că prin această nouă modalitate de administrare a serului anti-COVID, de câștigat vor avea în special comunitățile din mediul rural. În mod sigur, activitatea de vaccinare anti-COVID trebuie făcută după programul de lucru. Deci nu putem, nu avem spațiu necesar să vaccinăm în timpul programului de lucru. Și nici nu-i corect. Noi avem și pacienți sănătoși care vin pentru rețete, pentru copii, pentru vaccin, dar majoritatea vin cu anumite probleme de sănătate. Afecțiuni intercurente, mă rog, diverse acutizări ale problemelor cronice, dar pe lângă ei nu putem aduce oamenii sănătoși care vin la vaccin. Eu consider că este o condiție esențială să prelungim programul de lucru pentru a putea vaccina. Și apoi se va asigura și o... cât de cât o spațiere, deci avem în condițiile astea, nefiind decât un număr de pacienți pe care noi îi programăm, știm că în fiecare zi vin 10 pacienți sau cât putem să vaccinăm, atunci creăm condițiile necesare vaccinării. Deci probabil că o să fie mai multă lume care o să dorească să vaccineze. Până la urmă, cred că o să vaccinăm toți, adică eu sunt convinsă de treaba asta, dar, sigur, vă dați seama, primul gând este cum să vaccinez dacă eu n-am pe unde intra, pe unde ieși. Trebuie asigurat o trusă de urgență, îmi trebuie un om care să înregistreze, care să te ducă în calculator, adică noi pe cabinet suntem două. Deci noi două trebuie să facem tot. Știți? De aceea zic, probabil că astea au fost primele gânduri, primele reacții, da. Pe parcurs, dacă lucrurile se mai regândesc, pentru că așa o să fie în momentul în care se poate vaccina la mașină sau așa, deci noi sigur o să putem vaccina în cabinete, adică nu este nicio problemă. Plata nu mă interesează, pentru că e vorba de pacienții noștri, nu știu dacă chiar, sigur, implică niște costuri. Noi trebuie să ne dotăm cu mănuși, cu halate de protecție, cu, sigur, umblăm cu... DSP-ul vă dă până la urmă aceste materiale.
Da, dar nu poți să aștepți să-ți dea TSP-ul. În opinia dumneavoastră, va da roade această nouă posibilitate de a se vaccina populația? Eu cred că impactul cel mai bun îl va avea în mediul rural. Pentru că la orașe, în general, sunt centre de vaccinare, lumea s-a dus, s-a vaccinat. În mediul rural, mai ales unde sunt satele destul de răsfirate și așa, acolo se impune. Acolo se impune chiar un centru mobil de vaccinare. Pentru că altfel nu se va vaccina lumea. De luni 10 mai începe în județ vaccinarea cu serul Johnson & Johnson, a anunțat miercuri DSP Suceava. Până la sfârșitul săptămânii, sucevenii care doresc să se vaccineze cu acest tip de ser trebuie să se scrie la medicii de familie și pe baza numărului celor înscriși vor fi aduse dozele de vaccin necesare de la Centrul Regional de la Iași. Acest vaccin se administrează într-o singură doză și poate fi făcut tuturor persoanelor cu vârsta peste 18 ani.